Interiorul pentru mine a fost o mare surpriză. Eu sunt obișnuit cu Isuzu să fie mai utilitar, adică n-am avut niciodată pretenții de lux la modelul pe care îl dețin. Am piele integrală, am climatizare automată și cam astea sunt dotările cu care te poți lăuda. Noul model pur și simplu m-a șocat. Deci de când am văzut prima dată fotografii cu interior, nu mi-a venit să cred, nu am crezut, am zis, nu poate să fie ăsta Isuzu, trebuie să fie ceva. Și totuși ăsta este. Din păcate s-a scos pielea maro, era disponibilă inițial și în Europa, sau mă rog, în România. Acum vine doar cu interior în versiunea executiv de piele complet neagră și plafon de asemenea negru. Cum arată mașina, o vedeți și voi, foarte bine pentru un pick-up. Aș putea să spun că arată ca un SUV mare, nu premium neapărat, să nu exagerăm, dar bate la ușa premiumului interiorul pentru că sunt anumite detalii. Bordul este îmbrăcat în piele, cumva, mă rog, nu e piele, e un fel de, pare o piele tare așa, cusută, cu un fir gri interesant. Avem ornamente tip piano black în combinație cu un satin și un pic ciudat și un lucru care nu-mi place, e singurul lucru care nu-mi place la interior. Avem un capac de volan care nu are legătură cu absolut nimic și de asemenea pe volan avem un fel de material lucios, așa ca un fel de aluminiu eloxat, care pare totuși să fie un pic diferit. Este, cu siguranță, e mai lucios un pic decât celelalte ornamente de aceeași culoare și care par să fie de același tip, dar nu sunt. Deci capacul ăsta nu se leagă cu nimic din mașină, nu găsești materialul de pe volan, nu-l găsești nicăieri în mașină. E ca și cum volanul e luat de altă mașină și pus aici. Și asta mie nu-mi place. Volanul, pe de altă parte, este mai mic decât la vechiul model. Are reglaj și pe verticală și pe adâncime. Și una peste alta, mașina arată foarte bine la interior. Deci este ca un SUV din toate punctele de vedere. Nu găsești, pentru mine e un șoc. Eram obișnuit cu Isuzu, așa, mai... Nu, nu. Deci interiorul este impecabil făcut. Poți să critici, mă rog, anumite orientări. De exemplu, mie mi se pare că au greșit orientând display-ul ăsta mare, frumos, nu către șofer, ci mai degrabă, poate că el e drept. Dar eu din poziția în care stau, îl văd ca și cum este ușor 2-3 grade orientat mai degrabă către pasageri și lucrul ăsta mă enervează și în realitate, mergând cu mașina de mai multe ori și prinzând și vreme cu soare puternic, te încurcă un pic la vizibilitate în momentele alea. Deci sunt plusuri și minusuri și la acest interior de Isuzu. La partea de plusuri însă, și mi-a plăcut foarte mult treaba asta la noul D-Max, au păstrat ce a fost bun la vechiul model. Deci, din interior, interiorul D-Max-ului a avut niște caracteristici interesante și anume acele suporturi de doze de pe laterale din bord care pot fi fie suporturi de doze, fie diverse spații de depozitare pentru anumite obiecte, poziționate fiind sub aeratoarele sistemului de climatizare, le poți răci vara. Deci dacă pui o doză de Pepsi, de cola acolo sau o bere sau ce vreți voi, fără alcool, bineînțeles, ți-o răcește. Și ăsta e un punct foarte bun. De asemenea, D-Max-ul a avut multe spații de depozitare. Un torpedo de dimensiuni rezonabile, să spunem, nici cel mai mare, nici cel mai mic, plus încă două pe bord. Poziția lor s-a păstrat, unul vedeți aici sus, da, este ăsta. E un loc unde poți să spui acte, poți să spui diverse chestii. Mărturisesc că eu nu prea l-am folosit în practică la mașina mea, dar e pentru un anumit tip de utilizator, este foarte bun. Până mai este unul aici și care ascunde, după cum o să vedeți, o surpriză. Am fost surprins să văd asta. Ascunde un DVD cu Dolby Audio
și DTS, mă rog, ce-o fi însemnând aici. Deci pentru cei care sunteți melomani, stați liniștiți, mașina este ce trebuie. Are inclusiv subwoofer, are, cred că, 9 difuzoare cu tot cu subwooferul. Așadar, este ceva, e medicamentul potrivit pentru cei care vor să asculte muzică. E verificat de mine și eu am tendințe așa de a fi pretențios la muzică în mașină. Nu e exagerat, însă D-Max-ul și pe asta o face cum trebuie. Sistemul audio se aude super. Despre volan, ce ar mai fi de menționat și un lucru foarte important și este de fapt o altă schimbare majoră a platformei noului Isuzu D-Max, s-a trecut de la servoasistarea hidraulică, cum aveam la vechiul model, la o servoasistare electrică. De ce s-a trecut la servoasistare electrică? Din multe motive. În primul rând, o mare parte dintre sistemele de siguranță activă, de autonomie, de ce mai are mașina asta, nu puteau fi posibile fără un control electronic al rotirii volanului. Deci dacă nu cunoști exact starea precisă și nu poți modifica parametrii ai volanului, dintr-un ECU nu poți să ai readucere înapoi pe bandă, nu poți să ai menținere pe centru benzin, nu poți să ai multe chestiuni. Ca să fie și ei la zi cu treaba asta, au venit, deși sistemul pe care l-aveau înainte era foarte bun. Dacă citești din documentațiile lor, ei spun la avantaje față de direcția hidraulică, s-au schimbat multe, că nu mai apare, nu trebuie să mai schimb uleiul la servo, nu mai există riscul de a curge. Ok, dar și servodirecția cu asistare electrică are dezavantajele ei, că nu mai ai feedback-ul pe care îl ai de obicei, că motorul și el are o viață, că îți consumă curent și, mă rog, sunt ca orice în viață lucruri pozitive și negative. Dar este foarte important că această servodirecție asistată electric face totuși un lucru extraordinar. Mașina este uimitor de ușor de condus. Deci acum a devenit cu adevărat competitivă cu toate celelalte pick-up-uri lansate recent și care vin cu genul ăsta de asistare din același motiv. Nu vă gândiți că ei au pus electric, erau mai deștepți. Nu, pentru că fără asistare electrică nu aveai acces la sistemele astea care se pare că sunt în mare trend și pe care eu nu le sufăr, unele dintre ele. Bun. Comenzi pe volan, piele, totul calitate, deci este calitate și vă spun, eu am D-Max-ul de 7 ani, pielea înăuntru este impecabilă, după 7 ani și o spăl cu peria, adică bine, dar și întreținută, adică după ce o cureți, îi dai cu o substanță specială pentru îngrijirea pielii și cam asta este, da, din când în când îi mai faci un detailing dacă vrei și n-ai ce să faci cu banii. Important e că nu s-a rost, nu s-a rupt, nu s-a nimic. Deci are semne că e o piele de 7 ani, adică se vede că și-a făcut niște încrețituri pe acolo, pe acolo, dar nimic crăpat, nimic rupt, nimic. Deci piele de bună calitate, evident ecologică, deci nu vorbim de piele naturală. Sper că și la modelul nou se va păstra această tradiție, pentru că observ o creștere impresionantă de calitate, deci feeling-ul mult mai bun decât la vechiul model. În schimb, la mașina mea s-a uzat pielea de pe volan. La aproximativ 70.000 de kilometri au început să se vadă semne de uzură pe volan. Probabil că și ăsta la fel. Depinde de aciditatea mâinii, depinde de mulți factori. Ca noutăți majore la interior, display-ul la versiunea asta, climatizarea care acum este duală, o să vorbim imediat despre ea. S-a păstrat acționarea electrică a sistemului de tracțiune integrală. Avem și reductor, după cum vedeți. Și din nou, o noutate majoră pe partea de transmisii. Avem transmisie manuală cu 6 trepte, transmisie automată cu 6 trepte, cea automată o vedeți aici. Maneta este complet schimbată și modul ei de acționare, adică este liniar cu PRND. În linie, fără porți, fără șicane, fără nimic. Și pentru modul manual te duci în dreapta, da? Deci împingi maneta în dreapta. E o, mă rog, să spunem, o soluție pe care au ales-o ei. Undeva aici vedem alte noutăți,
respectiv sistemul de asistare la coborâre și diferențialul blocant spate. Deci blocarea diferențialului se face din acest buton. Scaune încălzite aveam și la vechiul model. Și o altă mare noutate, senzor de parcare din fabrică față-spate, plus cameră de luat vederi. Senzorii de parcare au butonul de off aici. Legat de interior, mai sunt câteva lucruri de spus. În primul rând, D-Max-ul întotdeauna a fost unul dintre pick-up-urile cu spațiu bun în interior. Deci se stă excepțional în față și se stă bine în spate. Nu excepțional, dar bine. Mult mai bine decât la alte modele cu care mașina asta concurează. S-a păstrat, eu m-am uitat, le-am în curte pe amândouă și am încercat să, deci nu văd diferențe la partea din spate majore, gen, nu știu, că o fi un centimetru în plus la ăsta nou, eu nu l-am observat. Deci mi se pare că în spate se stă aproximativ asemănător și la înălțime și cum vreți voi. Ce este important de reținut? Că spații de depozitare peste tot, cele patru portiere au buzunare dedicate cu un pic de înghesuială, încape o sticlă de 2 litri în buzunarele de pe portierele față. Există pe cotiera centrală, pe consola centrală până în cotieră și zone de depozitare băuturi. Există și acelea care sunt subaeratoare, deci bogăție de. Asta spun, că interiorul acestui pick-up este ca într-un SUV de 7 persoane, așa este făcut. Deci are o grămadă de locuri de depozitare, o grămadă de... Pentru cât de mic este, gândiți-vă că e un habitaclu totuși de pick-up, da? Ai locurile din față și 3 locuri în spate pentru muncitori, cum așa a fost gândită ea inițial mașina, nu Isuzu, ci mergem pe ideea de pick-up. Și în acest spațiu relativ restrâns, ai cam tot ce îți dorești. Ai climatizare pentru locurile din spate, ai prize diverse de USB, AUX, 12V și așa mai departe. Îmi lipsește și mi-aș fi dorit să văd ce am văzut la alte mașini. Integrată o priză de 220, un invertor se putea, nu era așa, cum e o tehnologie la îndemâna oricui și putea și Isuzu să o aibă. S-a păstrat în continuare și foarte interesant sistemul de rabatare dublă, adică se ridică și banchetele, că sunt două banchete. Avem o banchetă care e practic fracționată în două segmente. Un segment mai mare e împărțită cumva 60-40 bancheta. Deci putem vorbi de două banchete, una mai mare, una mai mică. Ele se ridică, sub ele sunt spații de depozitare în care poți să spui diverse, o trusă medicală, triunghi și alte chestii de care ai nevoie. Asta în cazul în care vrei să-ți păstrezi bena goală. Sau în cazul mașinii de față, unde nu avem o închidere de benă și nu poți să lași obiecte în ea, pentru că pot fi furate, pot fi ploate, pot fi mai știu eu ce. Spătarul banchetei, la fel, prin tragerea de o chingă, permite acces la un loc în spate care este mega important pentru un pick-up, pentru că acolo poți să ții o grămadă de lucruri, e ca un fel de micro portbagaj, unde poți să ții haine de schimb, unde poți să ții căciuli, mânuși, nu știu, veste reflectorizante și așa mai departe, ca să nu te încurci de ele prin vehicul. Le-am avut și la generația 2009, le-am avut și la generația 2013 și le-au păstrat și la generația 2020, deja 2021, că mai avem 30 de zile și intrăm în 2021. Deci, fabulos ce au făcut cu acest pick-up, în sensul că au păstrat tot ce a fost bun. Nu regret, dacă regret ceva de la modelul meu, regret faptul că butoanele erau mai mari și puteau fi acționate cu mânuși absolut tot ce era în D-Max-ul 2013 sau, mă rog, în D-Max-ul 2017, dacă vreți comparația cu modelul cu motor de 1.9. La modelul actual, multe butoane sunt foarte mici, sunt ca într-o limuzină, da? Gândiți-vă la climatizare sau comenzile pentru sistemul audio, la fel comenzile de pe volan sunt foarte mici, mai mici decât erau cele de pe vechiul D-Max, dar progresul vine și cu sacrificii, cum se spune. După experiențele pe care le am până acum cu D-Max-ul, îmi dau seama că nu am greșit când am comandat, cu toată acribia mea și am fost super nervos pe unele chestii din mașină, mergând cu ea și făcând kilometri, mi-am dat seama că niciodată, eu nu greșesc niciodată când e vorba de mașini.
și pentru că am mare experiență și pentru că am învățat un lucru foarte important și țineți minte ce vă spun acum. Întotdeauna nu există o mașină perfectă pentru fiecare individ, ci există un compromis. Cu cât acel compromis este mai apropiat de tine ca individ, cu atât mașina aia este mai perfectă. Mă rog, mai perfectă, este perfectă pentru tine. Deci, asta e o mașină cu bune și rele, dar este mașina care îmi trebuie mie. S-ar putea să fie mașina care îți trebuie și ție. Trebuie să faci suma tuturor lucrurilor bune și suma chestiilor care te deranjează și să vezi cum, care este treaba, da? Faptul că acest motor este zgomotos pentru mine este irelevant. Este un motor fiabil, este un motor economic, este un motor care trage. O să-i fac o antifonare eu cu mâna mea și se va auzi ca un Mercedes și am terminat problema. Dacă aș lua un alt pickup care este antifonat, care este minunat, care este cel mai vândut sau mai știu eu cum vreți voi, cu ce m-ar ajuta dacă nu e fiabil și aș sta în service? Și atunci sigur o să mă bucur de silențiozitatea fotoliului din service în care aștept să văd ce se întâmplă cu mașina. Plătesc eu, plătesc ei și așa mai departe. După părerea mea, marea schimbare a D-Max-ului, în afară de șasiu, că șasiul este o schimbare colosală la noul D-Max, marea schimbare și este o revoluție, fără discuție, față de ce am avut la D-Max, este interiorul. Interiorul este cu adevărat, în anul 2020, din toate punctele de vedere, este, se vede clar caietul de sarcini al Mazda. Deci probabil cei de la Mazda au zis, domne, vrem să facem cu voi că aveți experiență, că sunteți fiabili, că sunteți, dacă nu facem cu Isuzu, atunci cu cine să facem? Însă noi, cei de la Mazda, vrem ca mașina noastră să fie așa și pe dincolo. Și având caietul de sarcini comun cu Mazda, mă rog, până la un punct, acest lucru ce a însemnat? Design, a însemnat siguranță, a însemnat un interior, da, elegant, simplu, ergonomic și rezultatul este cel pe care îl vedem, absolut remarcabil. Ce observăm la climatizare? M-ați mai auzit povestind de multe ori despre aceste butoane de tip clapetă pian aproximativ, da? Care sunt foarte ușor de folosit. Da, sunt micuțe după gustul meu, însă într-adevăr sunt ușor de folosit. Un display elegant, n-avem ce să comentăm. Observați că gradațiile sunt cu jumătate de grad, deci e o climatizare precisă. Și foarte important, un lucru care îmi place foarte mult și așa ar trebui să fie toate climatizările, modul automat, adică ăsta în care suntem, nu pornește și aerul condiționat. Deci aerul condiționat îl activezi tu manual. Sau n-am avut ocazia să merg cu mașina la 30 de grade sau, mă rog, am mers în zona de rece. Deci există două variante, ori auto îți dă totul pe auto și aerul condiționat îl selectezi tu dacă vrei sau nu, ceea ce este oricum foarte bine, fie este dependent cumva de temperatură. Deci dacă avem o climatizare deșteaptă, ea știe că acum nu e nevoie de aer condiționat și îți dă auto fără aer condiționat. Asta rămâne de văzut cine și-a cumpărat mașina și a apucat să o conducă la temperaturi, eu știu, peste 18 grade în momentul ăla. Dar cred că și eu am mers la un moment dat și am văzut că așa se comportă. Deci nu-ți pornește AC-ul odată cu butonul auto, ceea ce este foarte bine. Pentru că de multe ori vrei să mergi cu climatizarea pe auto fără să-ți pornească AC-ul. Unele sisteme îți permit să faci acest lucru cum? Să apeși butonul auto, îți pornește și clima, aerul condiționat și tu apeși pe butonul de AC și mașina rămâne în auto cu AC off. Isuzu s-a gândit un pic, s-au gândit cei de la Isuzu un pic invers și au zis lasă că noi nu-l mai pornim și e foarte bine așa. Deci, ultramodernă climatizarea, deșteaptă, n-ai nicio problemă cu ea. Sub climatizare, sistemul de tracțiune integrală, nepermanent cu reductor, da? Aceleași poziții ca și la vechiul model, 2H, 4H, 4L. Diferența majoră, timpul de schimbare, deci timpul de comutare din 2H în 4H și din 4H în 4L este practic de vreo 2 ori mai mic. Dacă la vechiul model dura, nu știu, vă zic așa din ce mi-amintesc, o secundă și 36 să faci trecerea dintr-un mod în altul, la
nou model durează 0,69 secunde, ceva de genul ăsta. Adică o cuplare mult mai rapidă, cuplare care se face, sigur, veți citi manualul și o să vedeți, cuplarea aia din 2H în 4H și din 4H în 2H se face în orice moment, din mers până la viteze de aproximativ 100 de km pe oră, în timp ce cuplarea în reductor, în 4L, se face cu motorul pornit și mașina stând pe loc. Tot în manual mai există niște restricții acolo, adică trebuie să fie, depinde de cutie manuală sau automată, trebuie să fie în N și așa mai departe. La fel veți vedea și restricțiile de funcționare și modul de utilizare al diferențialului blocant spate. Maneta cu PRND, o să vă arăt, are o, să-i spune, un fel de trăgaci aici, o protecție, ca să nu poți, nu poți pleca din P dacă nu apeși protecția. Și deci P-ul și R-ul cu protecție, N-ul, D-ul și înapoi, deci DN, ND se pot face fără protecție și este recomandat să faci fără protecție, să te înveți chestia asta. Și pentru trecerea în R, din nou protecție, da? Și din R în P. Deci practic e foarte simplu, între primele două poziții pe R folosești protecția, modul clapeta aia, între ND nu folosești protecția și nici între unisens din R în N. Din N în R nu merge fără protecție. Simplu de folosit. Te-ai dus aici, modul manual e aici. Da? La ce folosește modul manual am mai explicat, la un pickup și când tractezi și în alte situații, când cobori, când urci un versant încărcat, în zăpadă, vrei să pleci cu a doua de pe loc, te-ai dus în modul manual, ești în 1, îi dai aici și ești în 2 și ai plecat cu a doua după loc ca să ai tracțiune, sigur, având la dispoziție N sisteme oricum ca să ieși din, să te extragi din situația în care ești și până la urmă în portbagaj, cum am și eu acum, e bine să ai și o lopată, o macetă, sunt niște scule minimale cu care poți să te scoți, da? Poți să tai o creangă, poți să bagi la roată, poți să sapi un pic, poți să faci, adică sunt chestii elementare pentru un pickup care nu trebuie să lipsească din genul ăsta de mașină. Fiindcă acest Isuzu D-Max va scutura bine piața pickup, v-am adus un scurt moment publicitar cu un shaker, un set de cocktail, da? Sigur, o să-l beți acasă cocktailul, nu la volan. E un produs de la prietenii noștri de la AGCO Maxim, importatori de branduri renumite. În cazul de față Stanley, Stanley, Letterman, Maglite, Victorinox, Opinel și așa mai departe, numai branduri mari. Să vedem ce avem aici. Un cocktail shaker. Da? N-am mai folosit, vă dați seama că e prima dată când văd așa ceva. Asta e ca un fel de storcător. Așa. Se mai desface de undeva? Nu. Și înăuntru. Avem două pahare. Totul din inox, totul ultra rezistent, așa cum vedeți. După părerea mea, poate să fie un excelent cadou, mai ales că vin sărbătorile. Da? Brandul este din 1913. Marca înregistrată. Văd că încape și aici în suportul ăsta de pahare, nu perfect, dar merge. Ideea este că, și acum o să vă citesc de pe cutie. E și o rețetă aici, dar nu discutăm pe asta. Și altceva mă interesează, că produsele astea Stanley se pare că au supraviețuit la frig și vânt de minus 70 de grade, mă rog, gloanțe
speeding bullets. Deci gloanțe trase, da? Probabil că gloanțe care au lovit produse Stanley au ricoșat. Din anumite posibilități, vă spun eu că glonțul nu prea ricoșează din orice. Căderi de la 4000 feet. Faceți voi conversia și au rezistat la uragane de categoria 5. Bun. Și shakerul ăsta, care știe să facă niște cocktailuri super tari și probabil că seara după o aventură cu D-Max-ul, când te așezi la cort sau la rulotă, poți să faci un cocktail din ăsta fără probleme. Ce știe să facă? Deci oțel inoxidabil, BPA free, pereți dubli izolați, care țin băuturile 4 ore reci și o oră calde, nu curge, nu are pierderi. Nesting system înseamnă că se bagă unele între altele ca să nu ocupe spațiu și că sunt dishwasher safe, adică se pot băga la mașina de spălat vase. N-are Isuzu D-Max mașină de spălat vase. Isuzu se ocupă de mașini de teren și de spălat vase se ocupă alții. Dacă vreți să comandați un asemenea produs, pe noi ne ajută, ei sunt cei care ne susțin de atâția ani, www.agcomexim.eu.